Bună, dragilor, și bine ați venit la un nou video. Iată că am ajuns la Jumbo și pentru că am văzut că au deja decorațiunile pentru Paște pe rafturi, m-am gândit să filmez, să vă arăt. Poate vă interesează sau poate plănuiți să ajungeți cât de curând la Jumbo pentru a vă face cumpărăturile de Paște. Așa că iată ce puteți găsi aici, o grămadă de minunății. Colecția de Paște este anul acesta absolut superbă. Mi se pare că este mult, mult mai bogată și mai frumoasă față de anii trecuți. Au o grămadă de decorațiuni acum, de toate felurile, de toate culorile. Sunt superbe, nu știi la care să te uiți și la ce să te decizi să cumperi. Mi se pare foarte greu, pentru că sunt atât de frumoase. Chiar este greu să alegi ceva din toate decorațiunile astea. Am filmat doar colecția de Paște, dar nu pe toată, pentru că altfel ar fi fost un clip mult mai lung. Am filmat mai mult decorațiunile de Paște, mi-au plăcut foarte mult. Am încercat la fiecare produs să vă arăt și prețurile, să vă puteți face o idee cât costă. Iar acum o să vă las să urmăriți în continuare imaginile. Sper să vă placă, să vă ajute și să vă inspire în cazul în care vreți să ajungeți la Jumbo, să vă cumpărați decorațiuni sau alte lucruri pentru Paște, pentru casă poate sau pentru grădină. Iarăși am văzut că aveau foarte, foarte multe lucruri frumoase și decorațiuni pentru grădină. Așa că, dragilor, nu uitați să dați un like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Și să rămâneți până la sfârșitul clipului pentru că am să vă arăt ce am cumpărat eu din Jumbo.
Haideți să vă arăt ce am cumpărat eu din Jumbo. Mai mult pentru copii am luat. Pentru Paște am zis că o să mă duc atunci mai aproape și o să cumpăr decorațiuni, coșulețe, o să văd eu ce o să cumpăr atunci pentru Paște. Și am luat aici plastilină pentru Luca și a luat el setul ăsta să facă pizza. I-a plăcut. Și un set așa să facă tort, brioșe, gogoși. Îi place foarte mult să se joace cu plastilină. Aici am luat o bentiță din asta colorată cu codiță, foarte drăguță și are și niște inimioare lipite. Așa, aici am luat niște protecții din acestea care se lipesc pe perete să nu lovească clanța ușii. Eu vreau să pun în bucătărie pentru că lovește ușa peretele și la sufragerie la fel. Aici am luat o periuță din asta electrică pentru Luca. Are sora lui și vrea și el din asta electrică. El îi spune periuță cu buton. Mi se pare cam mare pentru el, dar măcar să se joace cu ea. Aici niște paie foarte drăguțe. Se aude Luca vorbind. Așa. Aici am luat o cremă de corp, scrie, dar eu am luat-o să mă dau pe mâini, pentru că mi se usucă foarte tare mâinile după ce mă spăl cu săpun. Am luat-o să o țin la baie să mă dau pe mâini. Cu ea este cu unt de shea și extract de bumbac, din câte văd scrie. Aici am luat o decorațiune drăguță cu inimioară. Are și niște floricele, i-a căzut o floricică, dar am găsit-o și am luat-o. Aici am luat un puzzle pentru Ingrid, este cu 500 de piese. O să îl facem împreună, mami. A, Ingrid este aici, a vrut să vă arate ce și-a luat. Și-a luat niște urechiușe foarte drăguțe de iepuraș. Așa. Aici am mai luat un set de cutiuțe din acestea cu capac, să depozitez în ele brânza, mâncărică, fructe, găsesc eu ce să pun în ele. Aici am luat un cuier pentru ușa de la Baia Mare, aș vrea să pun. Am luat, să curăț paiele, perii de curățat paiele. Astea nu le-am luat din Jumbo, le-am luat din JISC. Sunt șervete din acelea de masă. Pentru copii le-am luat. Intrasem în JISC să mă uit de ceva, dar nu am găsit, așa că am luat astea pentru copii să le pun pe masă atunci când mănâncă. O păpușică. Păpușica am luat-o pentru fetița unei prietene. Așa, aici am luat un set din ăsta drăguț. Mi-a plăcut foarte mult cu mănușă. Iar aici am luat două vaze în formă de carafă. Mi-au plăcut foarte, foarte mult și îmi plac mult de tot genul ăsta de vaze. Aveau și mai mare, însă mi s-a părut mult prea mare aceea, așa că am luat două mici. Una o să o pun în bucătărie pe masă, iar una în sufragerie vreau să pun când voi face curat și voi decora de primăvară. Ce ai făcut acolo? Uite, e inimioară! O inimioară, ce frumos! Luca și-a mai luat un set de plastilină, deja l-a desfăcut. Foarte frumoasă, mami, inimioara.